Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud. Cât am știut de duminică că o să vină acasă, cum a fost aseară, ca să taie astăzi porc. Și când o sosit, nu știu, că nu ne-a anunțat, o vine târziu aseară, n-am văzut lumină. Azi dimineață când m-am trezit pe la 6:30, am văzut lumină, dar am crezut că s-a trezit, s-a sculat ca să pregătească de tăierea porcului. Altceva. Și cum ați aflat ce s-a întâmplat? Omul ăla care trebuie să le taie porcul m-a sunat azi dimineață la 7, era 7:05, cam așa era ceasul. Și ce v-a zis? Numai atâta, mi-a zis că uite, hai, că l-a omorât pe nepoată ta, că mi-a fost nepoată după mama. Și când ați ajuns acolo, ce ați văzut? Eu n-am văzut nimica, domnule, că eu nu m-am putut duce imediat acolo, că aici mi-e soțul bolnav pe pat. Și cine a mers acolo? Păi nu a fost numai fratele agresorului. Da. Numai el a fost acolo și ăsta alalt care o vrut să-i taie porcul. A fost până la poartă, ori în lontru, asta nu mai. Și fratele bărbatului nu v-a zis ce a zis agresorul? Așa, eu zic că hai dacă l-am omorât. Da. Se mai certau, aveau ceva motiv? Nici odată, domnule dragă, am crezut că ăștia o familie exemplară. Eu n-am auzit certându-se. O fost și sâmbătă, a fost aici, el a fost de-a ăsta, cum să zic, ne-a montat o ușă. No. Și-a venit la noi, nici nu pot să vorbesc așa de... Ei cu ce se ocupau? Ei aveau firme în Cluj, amândoi. Ea era croitoreasă, avea firmă singură, lucra acolo, atelier, da. Și el tâmplărie, se ocupa, făcea mobilă, făcea, știu eu ce lucrau. Copiau? Au o fată în Germania și cred că prietenul s-o ia aici, că a venit ca să taie porcul și... No. Dar cum ar fi omorât-o? Ce ar fi făcut? Nu știu, domnule dragă. Nu știu. A stâns-o de gât sau ce știți? Nu știu, n-ați vorbit cu fratele? N-am fost încă acolo. Da, dumneavoastră ați vorbit cu fratele lui? Am vorbit. Și ce v-a zis? Cum a găsit-o pe femeie? Ce v-a zis? Păi așa căzută jos acolo, cum a găsit-o aici de la poliție și de la criminalistică, că nu s-a atins nimeni de ea. Și nu i-a zis când ar fi omorât-o? Usca azi noapte, pe la 3 și ceva. Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud.